Informațiile de pe site sunt actualizate destul de frecvent și conțin date exacte despre producerea unor accidente rutiere și dacă afectează traficul rutier, drumurile închise, blocate, unde se circulă cu restricție și cauza luării acestor măsuri, starea drumurilor, informații despre trenurile anulate, dar și condițiile de la toate aeroporturile din țară. Astfel, informațiile oficiale arată pentru ziua de marți că circulația în zona Moldovei se desfășoară normal, în condiții de carosabil uscat în zonele Suceava, Lad, Galați și Neamț, cu porțiuni de zăpadă viscolită și cu suluri de zăpadă în formare. În județul Bacău a fost semnalat carosabil umed și un strat de zăpadă frământată de 1-2 cm, iar în rest carosabilul era uscat. Pentru a putea păstra aceste condiții bune de circulație, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a acționat între luni după amiază și marți dimineață cu 102 utilaje, care au răspândit 104 tone de antiderapant și 2 tone de clorură de calciu. Cele mai multe utilaje au intervenit în sudul Moldovei, pe sectoarele Focșani și Galați. Pe sectorul Suceava, de la drumurile naționale, a intervenit un singur utilaj, pe DN17 și DN2, pe sectorul Câmpului Moldovenesc, 2, iar pe sectorul Piatra Neamț, 7 utilaje, care au răspândit 4 tone de material antiderapant. La capitolul trafic feroviar, trenul Suceava-Mărășești a fost anulat, însă multe au suferit întârzieri. Aeroporturile, deși deschise, sunt și ele afectate de ninsoare și viscol, dar și de temperaturile scăzute. Marți, la aeroportul Suceava, s-au înregistrat minus 14 grade Celsius în condiții de ninsoare, mai frig la Iași, minus 17 grade, dar condiții atmosferice mai bune, iar la Bacău, minus 11 grade Celsius și condiții de zăpadă viscolită.